Acesta a fost spectacolul meu. Mulțumesc mult, la revedere. Bravo, senzațional! Ăsta e bun, bă, ăsta e bun. Știi? Hoț, hoț. O să am nevoie de un băiat, pentru că momentul meu este gay. Și am nevoie, uite, să iau de aici la întâmplare. Fix văd aici un băiat în negru. Cum te numești? Cum? Iosif. Nu, în niciun caz. Iosif. Glumesc, Iosif. Hai să-l aplaudăm pe Iosif. Hai lângă mine, Iosif, în stânga mea aici. Salut, Iosif, eu sunt Vlad. Stai liniștit, Iosif, nu sunt gay. Am încercat de 13 ori și nu mi-a plăcut niciodată. Deci e ok. O să dau un microfon. Tot ce spui, spui microfonul ăsta în cazul în care spui o prostie sau o audă toată lumea, ok? Deci te numești Iosif, te ocup cu? Elev. Droguri, am înțeles. Iosif, ce este ăsta? Un pachet de cărți. Un pachet de cărți. Public deștept. Câte cărți sunt într-un pachet de cărți de joc, Iosif? Cât? 64. 52, mai exact. Să le numărăm împreună. Avem așa. Deci liniște să le numărăm, da? Una, două, 52. Încă o întrebare. Câte cărți se repetă într-un pachet de cărți, Iosif? 12. Nu. 12, niciuna, Iosif. E important cărțile să fie diferite. Da, da. Dacă se repetă într-una, pachetul e trucat, Iosif. Da? E un pachet normal. Cărțile sunt diferite și amestecate, da? Întrebare pentru voi toți. Care sunt cele mai importante cărți de joc din pachet? O să vă dau și un indiciu. Ași. Deci zi tu? Ași. Ași, felicitări, ai câștigat un truc cu ași. Avem 4 ași în pachet. Eu vreau să te uiți că n-am mai mult. Avem 1, 2, 3 și 4. Ăștia sunt cei 4 ași, da? Nu avem mai mult. Vreau să-i verifici, vezi să n-ai boglinzi ascunse, trapezi, spori invizibile, perfumați, asistente, clown, elefant, să tapsul normal. Atâta lucru. Îți dai seama că dacă aveau ceva, nu ți-i dădeam să-i verifici. Dar îți mulțumesc pentru efort, ești un prieten de nădejde. Avem 4 ași, să recapitulăm pentru cei care nu cunosc ași. Avem așa. Asul de inimă roșie, asul de romb, asul de inimă neagră și asul de... Treflă. Îi punem în 4 locuri diferite în pachet, pentru că așa începe orice joc de cărți. Niciodată nu știu unde sunt ași, deși ai vrea, corect? Da. Corect. Asul de treflă îl punem, repet, în locuri diferite în pachet. Să zicem aici. Pe următorul punem undeva mai jos, Iosif, pe următorul și mai jos și pe următorul și mai jos, în 4 locuri diferite, îi împingem la mijloc și facem așa ca să nu țin semne. Știți, se zice că magicienii țin semne cu degetele. Este un mit. Absolut adevărat. După aia dealerul întotdeauna îți amestecă pachetul ca în cazul în care știi unde ai pus și după aia să nu mai știi și cu ocazia asta o să vă învăț câteva tipuri de amestecări. Atenție, moment educativ. Asta este amestecarea peste mână. Deci când jucăm tabinet în tren, așa amestecăm pachetul, da? Toată lumea. Asta este amestecarea de poker, ați văzut-o și mai devreme, le faci așa și le împingi una în alta. Asta este amestecarea de poker de fițe. Nu, că am altele mai bune. Asta este amestecarea rusească. Este cunoscută și sub numele de amestecarea fosta prietenă, pentru că arată bine, dar nu face nimic. Da? Este o amestecare foarte greu de făcut, mai ales la spate, arată așa. Și înapoi sus, e mai bine din unghiul ăsta. Public naiv, ai văzut? Mega naiv. Hai să facem așa. Aplaudați dacă vreți să vedeți amestecarea țigănească. Și rasist. Deci naiv și rasist. Arată așa amestecarea țigănească. Atenție. E important cărțile să fie foarte bine amestecate pentru că scopul meu este să vă găsesc vouă cei 4 ași din pachet. Asta pentru că sunteți voi exagerat de simpatici în afară de Iosif. Glumesc, Iosif, nici ei, deci stai liniștit. Deci nici ei, da? E bun asta, frate. Primul, îi luăm pe rând, da? Delia, ăsta este pentru tine. Au. Atenție, primul as. Ca să scoatem primul as, o să facem niște tăieri din astea așa absolut normale. Asta ca să vedeți ce romă plictisesc eu pe WC-ul și ce copilărie nefericită am avut. Și din toate tăierile am reușit să controlez primul as care iese din pachet și este exact... dispărut. Aport. Asul de inimă neagră. Delia satisfăcută, mă refer la truc. Da. E ok. Dacă nu v-a plăcut ăsta, mă gândesc să facem mai tare, o să-l fac cu o singură mână, atenție. Deci cu o singură mână. Asta este
mâna de distragere atenție, asta e mâna în care apare asul. Nu trebuie să aplaudați de fiecare dată. Puteți să aruncați și cu bani, în sensul că dacă mi-i lipiți pe frunte, dau și dedicații. Adică să fim serioși. Deci avem așa, doi așa, am scos unul negru și unul roșu, de romb și de inimă neagră. Pe următorul scoatem exact ca la circ. Te rog să întinzi mâna. Și de aici este o carte de joc, Iosif, care dacă o întorci o să vezi că este exact asul de treflă. Și ultimul as, nu o să-l găsesc eu, o să-l găsească Iosif. Pentru că dacă nu știați, Iosif este magician. Dăm voie să fac o prezentare corectă. Doamnelor și domnilor, în această seară la Ai Umor, tocmai din Statele Unite ale Americii, maestrul Iosefino! Alo, alo, alo! Liniște că încă n-a făcut nimic. Deci încă n-a făcut nimic. Stați așa să vedem. Deci avem așa. Asul de inimă roșie. Deci orice carte alegi tu din pachet va fi exact asul de inimă roșie, cartea care ne lipsește nouă. Maestre? Stai să ți-l amestec. Ce ai făcut? În alta, dar vă știu eu, magicienii din ziua de azi. Fii atent. Eu și vreau să o tragi cu încetinitorul, da? Să creăm suspans. Să tremure toate fetele din sală. E practic singura ta ocazie, îți dai seama, nu? Și... Și nu numai că a ales asul de inimă roșie, dar pentru că este un mare maestru iluzionist, l-a și transformat în 7 de treflă, doamnelor și domnilor! Așa ceva, deci cum ai făcut? Nu-mi vine să cred! Nimeni nu vreau să te epuizez sau ceva. O să te ajut eu. Deci, țin o palmă întinsă. Aia curată, te rog. Așa. Aia, nu contează oricum. Înspăimântător de bine pus la punct. Chiar dacă replicile au fost groaznice și l-a pus pe băiatul ăla într-o ipostază neplăcută, a făcut-o cu atât umor încât cred că nici puștiul nu s-a supărat. Deci a fost prea bun actul ca să mai conteze. Zici, ții palma așa și asta deasupra, așa cu zice teror cu curigul? Nu, nu zice, ok, stai așa. Da, deci în poziția asta exact așa. Deci avem așa. Asul de inimă neagră, asul de treflă, asul de rom și asul de 7 de treflă. O să spun 7 de treflă la tine în palmă, te rog să pui palma peste el și să apeși. Acum, eu o să fac să transforme cartea de la tine din mână cu asul de inimă roșie pentru finalul momentului nostru. Prin magie. Știți vreo formulă magică? Ia să vă aud. Abracadabra, cu spocus, astea nu funcționează. Vă zic eu una care funcționează. Șpagă. Deci nu că funcționează, faci minuni cu șpagă. Deci fiți atenți. Șpagă. Și ridică mâna... Și arată-ne ce s-a întâmplat la tine în palmă. Și este asul de inimă roșie. Și așa suntem poate. Poți să-mi da loc și vă rog să-l aplaudați. Avem asul de inimă roșie, de rom, de treflă și de inimă neagră. Dacă vrei, jucăm un poker pe bani sau, mă rog, de leapă dezbrăcate. Cam cu asta mă ocup. Poți decât penele. Foarte bun, Vlad. Foarte bun și foarte fresh. Și foarte altfel, dacă poți să mă exprim așa. Pic arogant, dar plăcut. 100% impertinent. 100% tâmpit, deci. Eu cred că e cel mai bun act de până acum. Asta nu înseamnă că ești bun. Înseamnă că stai foarte prost. Dacă vine de la tine, să acceptă orice. Fiecare mișcare și fiecare propoziție arată faptul că are acest scut, impertinența asta artificială, și o folosește excelent. E foarte clar că e un timid și a găsit aceeași cheie. Cumva cunosc foarte bine mecanismul. Ce vârstă ai? 29. La vârsta asta stă capul mai la tâmpenii, deci ceva bun. Stai, eu întreb dacă în viața de zi cu zi ai aceeași atitudine și ești la fel de relaxat și de sigur pe tine. Sau ești mult mai timid? Mie îmi pare... Nu, cred că în viața personală sunt ceva mai timid. Deci, în esență, un psihopat care a găsit o cale să se vindece muncind. Important e că pe scenă ai fost senzațional. Siguranța te face să pari și mai deștept decât ești, de multe ori, știi? Și mai talentat decât ești. Deci, părea că e de-al scenei cumva. Ești foarte bun, știi că ești foarte bun, se vede că știi că ești foarte bun. Asta te ajută și mai mult. Bravo!
Există două posibilități. Atunci când un tip este bun, știe că este bun, intră pe scenă și chestia asta devine un pic deranjantă, sau atunci când un tip știe că este foarte bun, intră pe scenă, conștient că este bun, și tocmai de asta îi dă și mai multă încredere. El este un tip care are încredere în ceea ce face el. Cred că e un potențial finalist. Ești groaznic. Nu ne-a pus nimeni să facem asta. Sper să te văd în finală. Sper, jur. Mai trebuie să mai zic ceva sau poți să pleci? Poți să pleci. Mulțumesc, la revedere. Bravo! Moment bun de tot. Dă-ți seama dacă Chelu ți-a spus că e cel mai bun moment pe care l-a văzut el. Dă-ți seama, e maxim. Da, cred că la Chelu impertinent e de bine. Evident. Bă, dacă ar fi toți ca băiatul ăsta, jur că n-aș mai cere bani. Aș cere banii de motorină, cazare, mâncare. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Vlad Grigorescu! Înainte să începem, vreau să alegem pe cineva din sală și ca să fie la întâmplare, am un gadget special care o să ne ajute. Gemul ăsta de hârtie. Delia! Dar gemul în spate, fără să mă uit? Trebuie să-l arunci în spate, cine îl prinde, ăla e. Buchetul de mireasă, nu? Exact. Fie ce-o fi. Cine l-a prins să se ridice în picioare, să ducem și un microfon. Hai. Acolo nu trebuie să vii aici. Poți să-mi arunci gemotul cu un dalte original. Mersi, rămâi în picioare, că vreau să discutăm puțin. Cum te numești? Cătălin. Corect. Cătălin. Vreau să facem un exercițiu de imaginație. Vreau să-ți închipui că este zi de votare. Și tu în dimineața aia te trezești cu gândul că, domne, la Revoluție oamenii au murit, că eu să am obligația să merg să votez. Deci presupunem că ești retardat. Ok? Și te duci la vot. Te îmbraci frumos, te duci dimineața să te înghesui cu babele, tragi cortina aia și îți dai seama că în față ai trei candidați. Dă-mi voie să-ți arăt posterele lor de campanie. Primul candidat cu care tu poți vota este rahatul de căpșuni. Asta este, nu știu dacă știi, rahatul este un aliment tradițional turcesc, la noi se folosește mai mult la cozonac, eu îl mănânc și așa că e bun, rahatul de căpșuni. Da, deci poți să votezi cu ăsta dacă vrei. Al doilea candidat este rahatul de lămâie. Și al treilea candidat este rahatul de portocale. Practic, ai de ales între trei rahați cu ochi. Gândește-te bine cu cine votezi. Rahatul de căpșuni, rahatul de lămâie sau rahatul de portocale. Știu că în mod normal ți-ai mai desenat o căsuță, ai scrie neacea Gnoris și ai pune șampila pe aia, dar acum ești retardat de dragul trucului. Cu cine votezi? Căpșuni, lămâie sau portocale? Portocale. Portocale. Te simți influențat? Nu. Știam. Mulțumesc că acesta a fost numărul meu. Nu mă credeți? Dați-mi voie să vă arăt. Aleatoratorul nu este o hârtie obișnuită, pentru că pe aleatorator am printat un mesaj și acela este: știam că o să votezi rahatul de portocale. Luați-o pe asta! Negru pe alb. Mulțumesc, opriți-vă că acum vă anulez toate aplauzele. Mulțumesc, apreciez. Vreau să facem, ăsta e momentul educativ al show-ului, în care eu vă învăț niște chestii despre manipulare. Voi nu știați că scrie ceva pe asta, nu vă arătam ce scrie pe hârtie în niciun moment. Dacă alegeai rahatul de lămâie, vă arătam că uite, la rahatul de căpșun pe spate nu scrie nimic, la rahatul de portocale pe spate nu scrie nimic, iar la rahatul de lămâie pe spate scrie știam că o să votez rahatul de lămâie. Iar dacă alegeai rahatul de căpșuni, vă arătam ce scrie pe plicul din care le-am scos, iar pe plic scrie, știam că o să votez rahatul de căpșuni. Așa că, indiferent ce ai fi ales tu, cel care câștiga eram tot eu, care nici măcar nu sunt pe posterele de campanie. Asta v-am explicat-o, dar o să vă arăt ceva care e inexplicabil. Ce zic eu inexplicabil? Este paranormal. Deci paranormal. Mulțumesc mult, o să aleg și o fată ca să ne ajute. Uite, pe tine de aici. Te ridici în picioare și ne spui cum te numești. Ioana. Ioana, ne cunoaștem? Nu. Ăsta este cel mai mare pachet
de dimensiunea asta. Da? E un pachet normal, numai că e mare, noi facem spectacole pentru că vrem să vadă toată lumea până în spate. Numai că, înainte să vin aici, am luat cărțile alea, le-am întins pe o masă cu fața în jos, le-am amestecat bine, 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 am băgat mâna între ele, am scos acolo o carte de joc, am întors-o invers, am pus-o la mijloc, le-am amestecat și le-am pus din nou în cutie. Deci undeva în pachet este o carte de joc întoarsă invers. Nu știm ce carte e, dar e. Pe tine te rog să iei microfonul și telefonul tău mobil și să vii alături de mine și vă rog să aplaudați pe Ioana, care se sacrifică pentru voi în seara asta. Bună, Ioana, te rog să vii aici în stânga mea. Trebuie să suni pe cineva, Ioana. Dar există niște reguli. Trebuie să suni pe cineva care, unu, nu e aici. Doi, știi cât de cât sigur că ne răspunde azi la ora asta. Să nu fie gay, să aibă probleme psihice sau să fie consumat alcool. De fapt, stai că n-ai pe cineva. Pe cineva care nu e aici și ne răspunde. Pe cine putem suna? Băiat sau fată? Alegeți tu. Bine, băiat. Băiat, stai, înainte să sunăm, pe cine sunăm? Dani. Dani. Câți ani are Dani? 17. 17. Cu ce se ocupă? Este colegul meu de bancă. E colegul tău de bancă, bun. Zine ceva despre el care nu e secret. Are prietenă? Are. E urât? E frumos? E ok. Acceptabil. Deci îl sunăm pe Dani, cum o cheamă pe prietena lui? Andra. Andra. Deci îl sunăm pe Dani, are 17 ani. Are o prietenă pe care o cheamă Andra. Animăluță de companie are? A avut. A avut? Ce a avut? Un câine. Un câine? Cum se numea, știi? Nei, nu. Nu știi. Deci îl sunăm pe Dani, 17 ani. A avut un cățel și o prietenă Andra are acum. E blond, roșcat și aten. Cum are părul în cap? Șaten spre blond. Și cum îl are făcut? Îl ține în sus. Îl ține în sus, așa, bun, perfect. Deci îl sun pe Dani și îi spui așa. Dragul meu coleg de bancă, sau mă rog, cum vrei să-i spui? Tu te rog să-mi zici o carte de joc. În afară de as, popă, da? Și damă, uite că zici că astea sunt cel mai populare, dar poate să-și aleagă orice carte. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 și valet. Deci orice carte de joc. Și atenție, ce carte de joc? Va zice Dani la telefon, care nici măcar nu știe că o să fie sunat, va fi carte de joc întoarsă invers în pachetul ăla. Deci garantez că se va întâmpla așa. Bă, deci garantez. Dacă nu, gen, îmi bat un cui în nas sau ceva. Deci garantez că se va întâmpla așa. Să-l sunăm pe Dani și ca să fie cinstit, să-l dăm și pe speaker ca să auzim. Ce bine că se montează, că s-ar putea să dureze treaba. Așa, hai să vedem unde e difuzorul. Aici. Bună, Dani! Bună! Vreau să-mi zici și mie o carte de joc care, în afară de as și popă că nu-i suportă, da, și de... Damă, hai! Damă, zi-mi o carte! Și de damă? Nu, să nu fie de damă! Să nu fie damă? Da, mă, zi o carte! 8! Cum? 8! De ce? 8 de ce? Nu. 8 e ziua mea de naștere. Nu era nevoie să spui asta. 8 și de ce să fie inimă roșie? Scuze. Așa. 8 de roșie. De roșie. Te-am influențat, dar în fine. Nu e asta. Salut, numele meu este Vlad Grigorescu. Vă rog să-l aplaudați pe Dani. Dani, aplauzele astea sunt pentru tine, nu știu dacă știi, la televizor acum. Eu sunt Vlad Grigorescu, nu știu dacă auzi de mine, sunt mentalist de la care ghicește chestii și de-astea și vreau să-ți ghicește lucruri pe care jur că n-aș avea de unde să le știu. Ai 17 ani, corect? Ai o prietenă pe nume Andra, corect? Ai avut un câine, nu-l mai ai acum, corect? Și ești șaten, așa și ții părul întins în sus, corect? Incredibil! Și cartea de joc, să știi că avem un banner mare cu un 8 de inimă roșie, să știi... Ai bine, pam. Știe să controleze publicul, știe să se joace cu el. Nu s-a bâlbuit, n-a avut nicio scăpare, n-a avut niciun moment de timiditate. Și a ales victimele, a făcut exact ce a făcut și prima oară și a făcut-o foarte bine. Deci n-a ieșit trucul. În acest caz am să fac ceva, am promis că o să fac în cazul în care nu iese. Avem aici un cui de 10 cm din oțel. Este un cui de tâmplărie, ascuțit, te rog să-l verifici, n-are noi telescopii cu microchip, dâmburete, toate variantele le-am auzit, verifică-l, e un cui normal de tâmplărie, da? Perfect, te rog să treci în dreapta mea, pentru că stânga este nara mea bună. Up de inimă rău și mea. Bă, de
ce ați nebunit la cap, chiar că de asta o să-mi bat un cui în nas? Așa, pur și simplu, în sensul că înainte trebuie să-l dezinfectăm. Adică avem aici niște alcool sanitar. Spirit, îi mai zice și spirit, miroase-l. Ceva, un buchet senzațional, adică e ceva frumos. O să facem așa, o să îl dezinfectăm. Nu vă luați ochii de pe cui, nu vreau să-mi aud vorbe cum că l-am schimbat sau ceva. Da, îl dezinfectăm bine. Perfect. Nu, deci n-am cum să-l bat cu mâna. O să am nevoie de un ciocan. Eu pot să mă duc acolo să mă uit? Am voie să vin să văd? Taci. Oh, shit. E greu până spargi, Ioana, stai, după aia... Nu puteam eu să aleg pe altcineva? Au. Doamnelor și domnilor, așa se bate un cui în nas. Ce dracu, dați-mi voie să vă explic. Dați-mi voie să vă explic cum fac. Eu nu am creier și practic are unde să se ducă. Asta este explicația. Și hai să mai confirmă tu, Delia, și uite, o să merg la masa juriului. Cuiul se duce într-adevăr în cap. Deci nu în sus, ci în interiorul capului. Am calculat eu că vine pe aici pe la perciun, corect? Da, înțeleg, am nasul mare, dar nu chiar așa de mare. Și știi ce se zice despre bărbații cu nasul mare, nu? Poate să-și bată un cui în nas. Ok, deci cuiul este în nas din cauza ta, mă rog. Op de inimă roșie, bravo. Tu trebuie să mă ajut să-l scoatem. Fii atentă, vină mai aproape. Stai niște că te ajut eu. Cu mâna ta dreaptă îi apuci capătul, ții bine, strângi, dar nu tragi, mă lași pe mine să-ți trag mâna ca să eu știu traseul. Da? Aoleu. Ok? E foarte important, în schimb, să nu-i dai drumul orice ar fi să-l ții tot timpul, da? Ține-l bine. Capătul ăsta, apropo, ăsta n-a fost în nas, deci poți să-l ții fără probleme, da? Ok? Ține-l, da? Nu-i dai drumul orice ar fi. Mamă, ce romantic e să... Ușor, nu te mișca, bro. Ușor? Sper să nu iasă cu surprize ca la Kinder. Ușor? Uite-te să vezi că e adevărat. Ce-a făcut? Stai cam planul B, rămâi nemișcată. I-a dat drumul înapoi cuiului și ce-a făcut? Și așa se scoate cuiul din nas. Mersi mult, Ioana, poți să mergi la loc și vă rog să o aplaudați pe Ioana. Bravo, Ioana, din motive tehnice îl mai dezinfectăm o dată pentru show-ul de mâine. Și cam asta și cam asta a fost. Am uitat să vă arăt cartea de joc întoarsă invers. Haideți să vă arăt cartea care trebuia să fie undeva în pachet. Trebuie să fie o carte de joc întoarsă invers. Dacă o vedeți, să strigați: bă, uite o carte de joc întoarsă invers. Deci dacă o vedeți, bă, uite o carte de joc. Bă, mă. Și aceea nu poate să fie decât 8-ul de inimă roșie și asta e paranormal. Atât! Nu m-a mai interesat nimic. La un moment dat mă plictisisem să mă distrez. Faptul că cartea era de 8 n-a mai avut nicio relevanță. Pur și simplu. Mă miră de fiecare dată aria creativității tale. M-am simțit ca în Vegas. Am avut senzația că sunt în Vegas. Pentru unii nu știu cât timp, că totul a decurs în așa fel încât nu mai conta, n-am ținut cont de asta. Auzi, întrebare, chestia aia cu cuiul în nas, adică pot să încerc să fac și eu? Bine, nu ne... No way! Nu te rog, te nu. Rog. Copii, nu încercați așa ceva acasă. Încercați la un prieten acasă. Nu, glumesc, pe bune. Nu încercați așa ceva acasă, decât dacă sunteți singuri. Da. Captivant. Rămân la părerea mea. Eu remarcabil. Vlad este un potențial câștigător pentru că știe să îmbine magia, umorul cu impertinența. A găsit un loc, un spațiu liber, deci el ar putea fi numit magicianul nesimțit. Și s-ar putea să aibă succes dacă merge pe această linie și își aduce victimele de acasă ca să nu-și ia bătaie pe la spectacole, ar putea să facă bani mulți și să aibă o carieră strălucită. Cum pot să fac să învăț și eu tipul ăsta de comportament? Nu. A, ăla e deja, stai neștit. Da? Te-ai ratat ca magician.
E foarte clar. Este atât de comic și numărul ăsta încât n-ai nicio legătură. Magia... Dar nu e ai magie, ai umor. Corect. Corect. Ai răbdare. Data trecută am zis că e cel mai bun număr din seara respectivă. Ești în primele trei în seara asta. Mulțumesc. Dacă ziceam în primele patru, mai ziceam nimic. Bun, hai să-l aplaudăm. Eu am să votez direct. Este plăcerea mea. Secretă. Având în vedere că ești mentalist, ne poți spune care vor fi voturile. A, clar, toate de da. Obligatoriu. Ia. E mentalist, mă! Ne-ai citit gândurile. Bravo. Cum am făcut? Explică pe asta. Eu cred că treaba asta cu ea are o explicație și vreau să googlesc să văd. E o chestie de anatomie craniană. Te-am întrebat după aia, spune-mi și mie, care este trucul cu cuiul? Și mi-a zis, nu e niciun truc. Și l-a bătut. În sinus. Este o anumită tehnică de la fachir, de la nu știu ce, pe care am băsat-o el la un moment dat. Omul și-a bătut un cui în sinus. Cosinus de alfa a rezultat un loc în... La vot. La vot. Da, e, secretul trucului e că nu e niciun truc. Și domnilor, să știți că am rămas aici singur dintr-un simplu motiv. Co-prezentatorul meu din acest sezon, un om cu care am lucrat cu mare drag, am făcut puțin torticolis, dar este ok, va avea un moment pe scenă, un moment, în mod evident, de magie și umor. Așadar, vă rog frumos să-l aplaudăm pe Vlad Grigorescu! Nu mai aplaudați, pentru că ratați după aia ce vreau să vă arăt. O să vă arăt cel mai tare truc, nu din cariera mea, din lume. Deci, cel mai tare lucru pe care l-ați văzut în viața voastră, bine că sunteți aici. Deci este vorba despre... Stai mă că n-am început. Este vorba despre un truc senzațional cu foc. Eu l-am numit... Trucul senzațional cu foc. Pentru că e senzațional și e cu foc, știți? Am făcut legătura. Atenție! Ăsta e focul. Ăsta e senzațional. Deci, e cu umor. Nu, ăsta e, nu. Mai să vedeți. Vreau un pic de liniște, să ne concentrăm. Deci, repet, n-ați văzut ceva mai tare în viața voastră, o să fiți șocați. Deci o să vedeți. Am un pic de emoții. Asta e. Sunteți impresionați? Am nevoie să mă ajute cineva, jurații. Ce-i cu ei? Cine să riscă? Și punem așa problema. Având în vedere că e vorba despre un număr de magie, îți dai seama că poate fi distrus foarte simplu. Da, dar am pretea... Hai, ia, vii, nu vii tu să mă ajuți? Hai, du-te că tu ești experimentat deja. Hai să-l aplaudăm pe Bende! Dumnezeu să mă ajute, oricare ar fi el și oricare religie. Maestre, stai aici lângă mine. Întrebare pentru tine. Dacă ce este ăsta? Ceva care mă doare, te bate. Minima inteligență pe care am, bănuiesc că este un pachet de cărți. Ești pe drumul cel bun. Mulțumesc. Mihai, întrebare pentru tine. Câte cărți se repetă într-un pachet de cărți? Niciuna, important, cărțile să fie diferite. Textele alea toate la rând. Cărțile sunt diferite, uite-te cu ochii. Da. Da. Ești stânga sau dreptaci? Când? Dreptaci. În general, cu mâna ta stângă, vreau să atingi o carte, orice carte. Care vrei tu, care vrei tu? Care? Că nu mi-am dat seama? Asta. O să o țin așa, vreau să nu vadă nimeni, să o vezi numai tu. Uite-te tu, vezi nici în laterale, nici în... Da? Poți să o și ții. Vezi să nu o văd nici măcar pe spate, nu vreau să crezi că e marcată. Nu e, dar să nu crezi. Ok? Eu o să încerc să-ți ghicesc cartea asta. Și nu e mare inginerie de truc.
Dar în showbiz, dacă vrei să transformi un rahat în ceva spectaculos, adaugi o miză. Așa că, Mihai, dacă eu nu reușesc să ghicesc cartea pe care tu ai ales-o, deși ai avut alegere liberă, vei câștiga un premiu. Și nu orice premiu, un obiect de colecție. Și mai exact, bricheta celebrului mentalist Vlad Grigorescu. Nu știu dacă o știți, o folosește la un truc senzațional cu foc. A rupt în seara asta. În finală a s-a aruncat cu sutiene tare, tare. Deci eu dacă nu-ți ghicesc, crede-mă, am bricheta de mult dacă eu nu ghicesc cartea pe care tu ai ales. Bine, Grigore. Primul rând... Poți să te ating? Nu ți-a zis nicio femeie vreodată! Te lepezi de satana! Nu vreau să-mi fac dușmani. Te iau altfel atunci, dacă joci greu. Mi-o transmiți. În primul rând, golește-ți mintea. A, era deja, scuze-mă. Okay. Luăm ușor. Deci mi-o transmiți. La două, trei și, da? Ce-ți transmit? Cartea, ce să-mi transmiți? Fizic sau mental? Fizic. Okay. Gândurile. I-am spus că nu trebuia să fac asta. Lasă că încerc să mă descurc și așa. Da. Fizic sau mental? Două, trei și... Ce-i asta? Încă o dată, hai. Două, trei și... Tiu, 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 tiu. N-ai mai transmis, înțeleg. De fapt, psihologic, dacă nu. Fiat, evident, că noi glumim, dar evident că n-ai cum să știi. Ai avut alegere liberă, puteai să te și răzgândești. N-am cum să știu ce carte ai ales tu, dar există o metodă prin care pot să o aflu. Nu e magie, e un pic de psihologie. Gândește-te, încearcă să nu te dai de gol în niciun fel. Okay. Gândește-te, doar te gândești, da? Dacă e o carte roșie sau o carte neagră. Doar te gândești, nu spui nimic, nu te dai de gol în niciun fel față de poker. E roșie sau e neagră? Și este neagră, corect? Simt că este o carte roșie. Energia unei cărți roșie. Bun, deci e roșie. Poate fi de inimă roșie sau de romb? De inimă roșie sau de romb? Este de inimă roșie, corect? Nu. Este de romb. Extraordinar. Vă mint asta? Nu, nu, nu! Asta nu e magie, vă mint. Este logică deductivă, în sensul că prin câteva întrebări subtile am reușit să deduc că este o carte de romb. Și îmi dau răspunsul meu final. Deci dacă nu e ăsta, câștigi bricheta. Stai să-mi fac rugăciune. Doamne, te rog mult, nu te băga. 7 de romb. Nu. Jură-te. Mă jur. 8 de romb. Nu. 9 de romb. Nu. 10 de romb. Nu. Valet de romb. Nu. Asta e. Chiar nu-i niciuna? Nu. Putem să mai filmăm o dată? Ce era? Ha? Ce era? 3 de romb. Lăsa să văd. Mulțumesc, doamne! Care șansele, singurul 3 de romb din pachet. Asta este, mi-o asum ca un eșec, se pare că sper să nu se dea pe post. Mersi mult, Mihai, poți să mergi la loc, ai câștigat bricheta și vă rog să-l aplaudați pe Mihai! Da, Mihai, întoarce-te, ia vino la mine și întoarce-te, ia vino. Doamne, deci știam cu fiecare pas pe care îl făceam. Vino înapoi un pic. Știam că mai am o singură chestie. Așa, ia zi-o pe asta. Te rog să citești cu voce tare ce scrie pe brichetă. Dă-te, m***. Frate. Hai să afle și hai, frate. Pe brichetă scrie... O să alegi 3 de romb. O să alegi 3 de romb pe brichetă. Puteai să te răzgândești. Mergi-mă, Mihai, poți să mergi la loc și vă rog să-l aplaudați. Asta a fost... Deci cum mi-o iau mereu ca bombă? Știți, noi magicienii suntem acuzați foarte des că folosim trucuri ieftine. Ce am eu să le spun celor care ne acuză pe noi că folosim trucuri ieftine este... Aveți dreptate și seara asta o să vă arăt un truc ieftin. Costă 1 leu. Așa că am nevoie ca un domn generos din sală să, practic, să, dacă are 1 leu, căută-l. Bă, unde te grăbești? Nu e o bandă la bărbați? Caut o fată drăguță care să-mi aducă banii. O bagnotă de 1 leu la o fată drăguță. Deci, practic, mă... Eu nu înțeleg. Hai să facem, putem să facem și noi asta de la început și să luăm pe altcineva, că... Nu ești prea deștept. Mă plecase înainte să-i zic ce are de făcut.
mă ajută dacă pleci după ce spun ce răsul tu. Adică, băi, Grigore... Știi că noi zicem, hai mă să-i dăm ca să meargă treaba, să cursiv, știi? Băi, Grigorescu... Și zicem omului, bă, că ce rostul, domnule, oferă-te tu ca băi, să nu stăm după 30 băi, Grigorescu, bă, oricum n-are nicio relevanță în numărul respectiv. Da, știu devine. Că n-are relevanță. Păi atunci dar... continuă, dracu, numărul dar și la... Dar n-am apucat să zic ce aveam de zis. Hai să facem. Are cineva un leu să ne cumpărăm un nou Grigorescu? Hei! Mă! Așa. Va fi foarte amuzant. Da, știți că noi magicienii suntem acuzați foarte des că folosim trucuri ieftine. Vrei un ce leu? Am eu să le... Vrei un leu? Ce? Am dat în prioritățile tale. Oh, mai încerc o dată. Legenda spune că acest moment s-a filmat la un moment. Și dubla trei. Băi, dar ce se întâmplă? Știți legenda spune că... Hai mă, legenda spune. Hai mă, băgam aici. Ce se întâmplă? Știți, noi magicienii suntem acuzați des că folosim trucuri ieftine. Ce am eu să le spun celor care ne acuză? Continuă că noi râdem că-i fain. Nu mai... Încă o dată. Nu. Băi, Băi. Hai, mă, hai să-l lăsăm să fim constructivi. Gata. Da, mă, încerc. Hai. Să trecem peste acest moment. Știți, noi magicienii suntem acuzați foarte des că folosim trucuri ieftine. Ce am eu să le spun celor care ne acuză pe noi că folosim trucuri ieftine este... Aveți dreptate. Și în seara asta o să vă arăt un truc ieftin. Trucul ieftin... Stai când n-am nicio glumă. Cam de cât e? Trucul ieftin costă un leu, deci mai ieftin de atâta nu se poate. Așa că am nevoie ca un bărbat din sală să mă plătească pe mine cu o bagnotă de un leu ca eu să vă arăt trucul ieftin. Deci dacă există... Un bărbat în sală care să ne plătească pe... Ia, uite, avem aici un bărbat în sală care nu iau banii de la bărbați, îmi cer scuze. Caută o fată. Pardon, caută o fată drăguță de la care căreia să-i dai banii să-mi aducă pentru că... Așa, firesc. Du-te firesc, natural. Așa, dă-i banii. Și de aici începe să fie reală treaba. Ia. Mulțumim mult, treci la locul tău că... poți să-mi aduci tu banii dacă nu te superi. Cum te numești? Denisa, haide să o aplaudăm pe Denisa. Bună, Denisa! Denisa! Eu sunt Vlad, Anșante. Oh, te Denisa. Super, dacă fac și o poză cu tine, ca să am și-o, că totuși e finala și să am și-o amintire. Delia, tu ești percepută, l-a făcut poze, fă nici nouă poză. Cât de bine încadrată postul. Să am și-o aici o amintire. Perfect. Stai mai aici lângă mine să facem poza. Vezi că ți-am dat zoom, că nu se vede altfel. Da, am făcut mai așa, mă, perfect. Ți-am dat și zoom. Denisa! Să postez aici pe Facebook. Perfect! Și acum de ce te-am chemat? Denisa, vreau să facem ceva, un truc ieftin, o să vă arăt trucul ieftin, dar ca să fie clar că bagnota asta este unică în lume și că nu mai există altă bagnota, că nu ne-am pus, bă, scoate și tu bagnota asta și nu știu ce, o să-ți dau să și semnezi. Trebuie să iei markerul, vii aici. Iei markerul și scrii pe ea numele și numărul tău de telefon. Stop. Glumeam. Scrie doar numărul de telefon. Am uitat să te întreb. Ești majoră? Da. Da? Hei. Cu ce te ocupi? Studentă. La? Științe politice. Atunci scrie și mie un eseu despre discipularitatea restantă din instituțiile de practică didactică autohtone. N-am loc. Că ai fi scris. O semnătură și un semn ca să știm că este bagnota ta și este unică în lume. Bun, în primul rând dăm markerul, că e original. Bun, ăsta este bagnota ta, este unică în lume, recunoști bagnota dacă o mai vezi? Da? Este singura bagnotă care are seria asta care se termină cu 8995, da? Și care are aici pe față un blă. Așa. Trucul ieftin, pe care felicitări l-ai cumpărat, arată așa. Nu vă luați ochii de la vârful degetelor, totul se va întâmpla la vârful degetelor. N-am nimic în mâini, este doar bagnota ei semnată. Atenție! O bagnotă și numai una.
Vă luați ochii de la vârful degetelor, totul se va întâmpla foarte repede. Iar acesta este bonul fiscal pentru trucul ieftin pe care tocmai l-a achiziționat Denisa. Te rog să iei microfonul, să ne spui cu voce tare ce scrie aici. Tot ce spun. Cât e? Un leu. Un leu cu TVA, cu tot ce trebuie. Te rog să-l păstrezi până la ieșirea unitate. Din unitate te rog să iei și balonul ăsta bonus pentru că ai achiziționat trucul ieftin. Și vă rog să aplaudați. Denisa! Denisa! Întoarce! Trece aici. Denisa, vreau să te uiți la balonul ăla, să faci așa cu el, să-mi zici ce e interesant la acel balon. Unde fugi? Fă așa cu el. Ce e interesant la balonul ăsta? Este leul meu aici. Adică ce? Leul tău cu semnătura mea, probabil. Mulțumesc pentru supraestimare, Denisa. Eu te-am întrebat ce pare că e înăuntru. N-ai cum să bagi leul în balonul umflat, dar este ceva. Este un plic mic maroniu. Da? O să te rog să iei cuțitul și să spargi balonul. Ai grijă să urmărești unde se duce plicul mic maroniu. Stop! În primul rând, Denisa, dăm cuțitul, poate nu-ți place restul trucului. Plicul mic maroniu este ăsta de aici, îl vezi? Da? O să uiți pe toate părțile, vezi, este sigilat, o să-l ții și la lumină așa. Da? Nu se vede, este sigilat pe ambele părți, pipăie, se simte ceva înăuntru. O să-l desigilăm. Fiți atenți, magia adevărată. Și vreau să ne spui cu voce tare, Denisa, ce se vede în acest plic. O bagnotă. Este o bagnotă de un leu, dar nu orice bagnotă de un leu. Te rog să o iei tu. Da? Verific-o. Și vreau să ne spui cu voce tare, este bagnota semnată de tine. Da. Asta este în plicul sigilat, în balonul umflat, la tine în mâna. Mersi mult, Denisa, poți să păstrezi banii, tu obișnuiește-te cu ideea că dai bani la femei. Asta a fost. Să recapitulăm, oamenii care chiar au făcut ceva.